Stăm de vorbă cu domnul Radu Gheorghean, organizatorul unui dintre cele mai frumoase campionate ale minimului fotbalului românesc, cel de la Roma. Și o să-l întreb în primul rând ce părere are despre semifinala care tocmai s-a terminat, cea în care Magic Iași a învins la mare luptă cu 2-1. A fost o semifinală viu disputată, în care au avut de câștigat cei care au avut psihicul mai puternic, lucru care, din păcate, celor de la Roma le-a lipsit în sferturi. Emoții mari de ambele părți, tensiune, dar până la urmă au ieșit învingători cei cu experiență mai mare, respectiv Magic Pizza, care sunt încă la un pas de al treilea titlu consecutiv. Cu cine ați ținut? Cu Magic, chiar fiind de ai noștri moldoveni, logic că sunt cu Magic. Ce părere aveți despre competiție în general? O competiție reușită de-a lungul ei. Unele mici comentarii ale competitorilor vis-a-vis de arbitraj. Eu nu comentez arbitrajul. Singurul lucru care îl văd negativ, atitudinea unor jucători de-ai noștri care stau prost din punct de vedere psihic. Nu pot fi montați la tensiunea unei asemenea competiții. Ce părere aveți despre minifotbalul românesc în general? Este o inițiativă reușită și sper ca pe viitor să organizeze un campionat la nivel regional pentru a acoperi o arie cât mai vastă în ceea ce privește numărul de echipe. Ce planuri are Romanul pentru anul viitor? Echipa Özer Golden, în primul rând, avem și în al doilea rând mici modificări și la nivel de mentalitate, dar și ca stil de joc. Trebuie să ne adaptăm după jocul celorlalte competitoare. Aici am avut de pierdut. Trebuie să exersăm multe scheme, pentru că s-a văzut, se pune bază multă pe aceste faze fixe, unde noi am avut de pierdut. Vă doresc mult succes! Mulțumesc mult de tot!